Radu. Pe Simona, pentru că este mama lui Vlăduț, domnișoara Cristina. Și vreau să fie alături lui Vlăduț. Fiind egalitate, o să-i rog pe cei care nu le-au votat pe cele două fete să aleagă între cele două. Între Simona și Georgiana. Simona. Alexandru. Georgiana, domnișoara Cristina. Bun. Codruț. Simona. Zi mai tare. Simona. Da. Iacob. Simona. Simona. Așadar, Simona, ești protejată alături de Antonia. Felicitări. Bun. Trebuie să ții părul, te bătai și pe mine. Da. Avem două fete protejate, respectiv Antonia și Simona. Doi băieți protejați, Radu și Vlad. Pe ei, pe cei patru, nu-i puteți vota spre eliminare. În această seară, fetele vor vota un băiat pe care vor să-l trimită acasă, iar băieții vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc în casă. Sunteți pregătiți? Da. 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 Larisa, poți merge să votezi. Votul meu de astăzi merge către Ahmed, deoarece caracterul lui lasă mult de dorit și nu merită deloc să stea în această casă. Sper să plece acasă. Madeline, poți merge să votezi. Ca să fie o gură îmbrins în casă, care să ude și să țipe și să perturbe de liniște. Ori gura ei, ori gura mea, ma, depinde. Vom vedea cine va vede. Nu, ce ai? Nu vă mai strângeți. Ce ai? Nu vă mai puneți. Te doare pieptul? Liniștește-te. Că n-ai ce să pățești. Suntem toți aici cu tine. De la început mi-erau. E, de ce n-ai zis? Nu, dar mă mai ia așa câteodată durem. Atac de panică, ce? Hai, liniștește-te că suntem toți aici cu tine, ce? Bizdeu, să treacă. Lasă cartea, că nu faci nimic. Și a spus că nu știu. Să ferească Dumnezeu. Dar nu zici dacă mai ești bine? Da. Ai încercat să te liniștești. Păi, ce să pățești? Nu ne vezi cât suntem? Am problema asta câteodată, mă... Mă ia durerea în piept și mi-amărțesc mâinile. Părările cu Alex? Nu. Altceva. Am văzut răfii ceai. Ei, uite, vezi? N-ai ce să pățești. Dă-te de acolo. Când suntem toți aici lângă tine. Ușor, protejorul. Pentru. Te-ai supărat cu Alexandru. Ce ți s-a întâmplat? Nu. Nu. Mami, e bine? Nu prea. Nu? De aici, supărările? Liniștește-te, Cosfin. Ești ok? Da. Hai. Acum. Georgiana, poți merge să votezi. Îl votez pentru că modelul lui de femeie pe care o caută nu se află în această casă. Claudiu, poți merge să votezi. Janina, poți merge să votezi. Nicolas, poți merge să votezi. Beatrice, poți merge să votezi. Madeline, din cauza comportamentului pe care îl are, în special față de fete.
Alina, poți merge să votezi. Ahmet, poți merge să votezi. Votez Beatrice pentru că spune că are probleme acasă și vrea să plece. Simona, poți merge să votezi. Codruț, poți merge să votezi. Antonia, poți merge să votezi. La fel de rău ca Madalin, dar cu diferență e că el și amenință. Pe Simona, pe Vlad și pe toată lumea. Iacob, poți merge să votezi. Adriana, poți merge să votezi. Vlad, poți merge să votezi. Adelina, poți merge să votezi. Nu-l suport. Radu, poți merge să votezi. E cu căie, nu e cu să cred. Să nu mă fac nici de râs. Bun, ați votat. O să rog pe colegul meu Hussein să-mi aducă urna cu voturile voastre. Mulțumesc. Aici se află voturile voastre, iar imediat vom vedea și cum ați votat. Hai să vedem cum ați votat. Duțu. Beatrice. Ahmet. Beatrice. Mădărin. Beatrice. Madeline. Ahmet. Beatrice. Ahmet. Beatrice. Ahmet. Larisa. Ahmet. Beatrice.
Ahmed. Beatrice. Beatrice. Ce dus? Ce mare a scris. Acestea au fost voturile voastre. Ca atare, Beatrice, Ahmed și cei doi favoriți, Radu și Antonia, veniți lângă mine, vă rog. Antonia, cum e în poziția de favorit? Nu mă așteptam. Niciun. Mă uit așa, la toți. Te-a răzdoreai? Da. E păcat să nu-ți dorești. Fiecare dintre voi merită din moment ce se află aici. Bun, Ahmed. Râs tu, dar nu e râsul tău. S-au răzbunat fetele. Problema lor, doamne, domnișoară Cristina. Ia uzi, dacă amenință? Ce zi? Păi nu, dacă amenință, va pe Vlad, va pe... Cu ce Simona, pe nu i-ai spus lui Vlad că vă vedeți la hotel. Dar măcar știi de ce? Sper să vă vedeți dacă la hotel. Dacă eu nu pot să dor din cauza la iubițelul tău. Lasă că nu de asta l-ai amenințat. Păi de asta sunt nervos, ca să știi. Ba da. Îmi pare foarte rău. Păi de asta sunt nervos. Eu zic acum de ce. Și eu așa nu o să dorm nici noapte de noapte. Vlăduț, iubițelul, ce faci? Uite bine, mă bucur. Nu-i de îngradere asta. Mă uit. Cum îl deranjezi tu noaptea pe Ahmed la hotel? N-am nici ce fac cu surorile lui. Ce fac? TikTok cu surorile tale aici. N-am făcut TikTok cu nici dintre ele. Da, e ok. E ok. Da. Auzi, tu și Ahmed sunteți prieteni. De când? Nu. Ne înțelegem, dar nu suntem prieteni. N-am ajuns la prietenie, nu. Te deziști că el a spus că s-a aliat cu tine. Vreau să zic, dacă vrea chestia asta, îl iau lângă mine. Nu știu, asta nu e problemă. Crezi că o să-l salvezi în seara aceasta? Adică crezi că vei câștiga cecul acesta? Nu vreau să cred nimic, vreau să trăiesc ce se întâmplă. Da. Bine. Păi să nu te mai țin în suspans atunci. Nici pe tine, nici pe ceilalți. Și vă voi spune așa. Concurentul favorit, câștigătorul acestui cec în valoare de 1500 de euro, cel care își va proteja casa și va fi liderul suprem în săptămâna viitoare, este... Felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc diavolilor, susținătorii lui Radu, vulturii lui Radu și publicului de acasă. Da, ceea ce înseamnă că tu, Beatrice, vei părăsi în această seară competiția. O să vă rog să mergeți voi trei la locurile voastre. Eu i-am rugat pe băieți să mă voteze și apreciez foarte mult că mi-au ascultat dorința. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această experiență și de asemenea aș vrea să le mulțumesc celor de acasă care ne urmăresc. Foarte frumos spus. Îți mulțumesc tare mult și eu că ai făcut parte din această competiție și sper că ai învățat anumite lucruri de aici. Cu siguranță. Și că vei pleca mai puternică. Hai să te îmbrățișez. Te las să ții la revedere de la colegii tăi, pentru că eu mai am o cutiuță de deschis. Ok. Mergi lângă ei. Ia să vă citesc eu ce se află în această cutie. Dragi concurenți, avem o veste bună pentru voi. În curând, favoriții săptămânii vor putea merge din nou la date-uri. Este, bă! Așadar, Radu și Antonia, o să aveți ocazia să mergeți împreună la date. Eu de-abia aștept, domnișoară, eu chiar mă bucur. Antonia, tu? Ia de lumea, se bucură. Nu pot să spun nimic. Va fi drăguț, nici cine mă știe. Nici nu mă bucur, nici nu mă supără. Vorbim pe FaceTime cu Adelina, nu-i nu vreau să știu cum se simte Adelina. Dar na, Adelina, așa e în viață. Și aceasta da. Este puterea dragă. Am presimțit oricum. Să mai votezi, Vlăduț? Da. Oh, de-abia aștept. Și ce? Votez ce vreau.
Bine, vă las să vă luați la revedere de la Beatrice, iar eu o să-mi iau la revedere de la cei de acasă, nu înainte de a invita să ne urmărească și mâine de la ora 11, tot aici, la Canal D. Seară bună! Nu te mai las să faci jocuri. Dai seama ce probleme. Jocuri, ce jocuri o să te toc până pleci de aici. Dacă voiam să fac ce vrei, tu crede-mă că nu mai erai acolo. Ai luat-o pe păpușica asta gonflabilă ca să-ți facă jocurile. Am auzit acum că ai trimis mesaje și Aline. Ai trimis poze cu maică, ta chestii, pe bune. Uite-mă cât de p***e rasa ta și în sufletul tău să... Mie chiar îmi place de tine, dacă ai reușit să te schimbi cât de cât. Madalin, am o întrebare! Da, Antonia. Ce urmărești? Ah, gelozia! Ah, ia uite cum mă copia, dacă dansezi, dansează și maimuța mea. Bă, eu n-am nicio problemă că ai barbă. Barba să dă jos, dar creierul nu o să-l ai niciodată. Să stai în continuare lângă Madalin, să o pupi pe Simona în continuare, iar peste câteva zile tot pe mine să mă scoateți vinovată, bun? Nu se potrivesc, ea are 30 de ani și el are 15. Tu nici măcar nu te respecti pe tine însuți, dar mi-e o fată. Auzi, schimbarea ta bruscă 180 de grade nu ține viața mea. Nu mai l-a atacat pe Vlăduț, că n-ai treabă. Ți-a luat fața, aia e, obișnuiește-te. E mai bărbat ca tine un copil de 20 de ani. Ana, vrei să ne combinăm? Da, vrei să ne combinăm. Vrei să ne căsătorim dintre? Hai! Dar pe pătrâm. Nu-i ba, eu îmi plânzesc. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.